această dată cu muzică. În scenă este deja pregătită interpreta Violeta Botezatu. Am mai vorbit cu Violeta despre un proiect foarte frumos pe care l-a lansat și l-a început, de fapt, cu ceva vreme în urmă. Este vorba despre un proiect de muzică populară. Astăzi este tot îmbrăcată frumos în muzică, în costum tradițional, în costum popular. Ne cântă așadar, iar apoi discutăm. Rămâneți cu noi! Satul meu dulce comoară, dorme de tine iară. Tu mă chem mereu la tine, în a mea copilărie. Mult mi-e dragă primăvara, când e frunză în toată țara. Și pe lungă și pe vale aud o privighetoare. În satul meu mă-ntorc cu drag, să-mi văd părinții-n pragă, mă. Să-ntreb dacă au florit crinii, ce mai fac în sat vecinii. Satul meu de lângă prut, câte doruri am avut, mă. De la munte până la mare, numai floare lângă floare. Satul meu cu lume dragă, de tine dorul mă leagă. Și mă cheamă iar acasă, unde-i pajiștea frumoasă. În satul meu mă-ntorc cu drag, să-mi văd părinții-n pragă, mă. Să-ntreb dacă au florit crinii, ce mai fac în sat vecinii. Satul meu de lângă prut, câte doruri am avut, mă. Cel părintesc, pentru el cu drag trăiesc, mă. Suntem încântați de faptul că Violeta Botezatu ne onorează cu prezența în această seară. Bună seara, dragă Violeta! Bună seara! Hai să ne așezăm repejor, pentru că avem multe de discutat și vreau să-ți spun că îmi face... Chiar îmi face plăcere să te văd îmbrăcată anume așa. Te prinde de minune aceste ținute și mă bucur tare mult că ne revedem. Și desigur n-ai venit fără instrumentul de bază. Exact, nu se putea altfel, da. Îți mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr mă bucur și eu foarte mult că am acest costum popular creat pentru mine, creat și gândit în cele mai mici detalii, pentru gustul meu, știi? Te-ai implicat în, nu știu, în motivele prezente pe această... Puțin, da, am văzut câteva modele și mi-a plăcut și după care doamna mi zicea, uite că aici ai brâulețul care simbolizează așa ceva, aici ai regina, nu știu cum. Deci chiar e o artă și e o mare maestrie să
să poți să creezi așa ceva. Exact, exact, pentru că sunt culorile, este lucru manual, necesită mult timp, necesită cunoaștere și da, mă bucur că noi avem așa meșteri buni și încă mai ținem la îndeletnicirea asta a noastră. Și da, cum spuneam, e un costum autentic, pentru că asta am ținut, să fie un costum autentic din zona noastră. Și este. Violeta, spuneam la început despre faptul că aș vrea să vorbim despre acest proiect al tău, dedicat muzicii populare. Și mi-a plăcut cum ai zis, cred că tot pe o postare pe rețelele de socializare, ai zis că este o terapie. E terapie folclorică sau da, prin muzică folclorică. Ce frumos te-ai da, exprimat. Deci chiar așa ai simțit că te-a... Da, ajutat. Da, exact. Mai întâi mi-a venit ideea să fac acest gen, adică să înregistrez aceste piese. A trecut timp și tot m-a întrebat, măi, dar de unde dorul ăsta, de unde necesitatea asta, de unde ardoarea asta pentru a cânta genul ăsta? Și tot am mai răscolit așa prin simțirile și trăirile mele și am înțeles că de fapt asta era. Stai, că e muzica copilăriei mele, e muzica care am ascultat-o de mic copil. E muzica care mă fascina, cunoșteam toți instrumentiștii, toți soliștii din orchestrele noastre, din țară și de peste Prut. Și, deci e cumva o terapie, de asta și-am numit o terapie, pentru că, până la urmă, cum mai spuneam, noi toți când avem ceva dubii, nedumeriri, apelăm la originile la noastre, origine. La exact, rădăcinile noastre. Exact, da. Și asta a fost explicația, zic, oh, bine, am înțeles care e de fapt ideea și da, proiectul. Și terapia asta vine odată cu revenirea ta în Republica Moldova, după ce o bună bucată de timp ai fost prin alte țări, pe alte tărâmuri, da, în Italia. Mai cu seamă, iată, vedem și acum niște fotografii cu tine, evident îmbrăcată altfel și interpretând un alt stil muzical. Dar uite că odată ce ai revenit în Republica Moldova și cumva și viața ta personală s-a așezat, ai devenit mamă, soție, crezi că are vreo legătură? Apropo, ai fi putut cânta muzică populară cu 10 ani în urmă, de exemplu? Cred că aș fi putut, doar că nu aș fi avut simțirea asta. Așa. Cu 10 ani în urmă, când, cred că vreo 15 ani, așa, dacă să o luăm de când am plecat pe secotare, atunci eram mult mai pasionată și mult mai curioasă de muzica clasică, de muzica jazz, de muzica lirică, operă și... acea muzică îmi părea cea mai, știi, interesantă. Acum o cânt altfel, cum am mai spus, viața mea s-a schimbat între timp, am devenit mămică și muzica populară, iarăși un alt aspect, eu zic că muzica populară e o muzică, pentru mine o percep ca o muzică terestră, știi? Foarte așezată, ceva care, într-adevăr, ai nevoie de pământ, de rădăcini. Muzica lirică, opera, e o muzică aeriană, o muzică care, pentru mine, de fapt, ea creează aceste trepte către divinitate. Doamne, ce frumos! Violeta, apropo de muzica clasică, te ocupi și de acest aspect al carierei tale? Înregistrezi ceva, lucrezi la ceva, nu știu, ce-ți propui pe acest plan? Pentru că înțeleg că muzica populară cumva e un proiect care, pe care îl lași un pic la o parte. Muzica populară în acest format, să zicem, cu orchestră, un format clasic, eu așa îl numesc, cred că pe perioadă, acum, da, niciodată nu spune niciodată, dar cred că pe o perioadă mai îndelungată, cred că va fi așa pus deoparte, voi cânta muzică populară, dar cu siguranță într-un alt, cu un alt nerv, cu o altă vestimentație, cu o armonie poate mai diversă. Dar referitor la muzica clasică, da, studiez, cânt acasă, mai fac vocalize, muzica clasică necesită mult studiu, necesită spațiu, pentru că uneori când știi și ajung la o notă așa mai acută și... Trebuie să se audă în toată... Scută un pic părinții, zic, oh, nu, trebuie. Trebuie doar când merg acasă la țară să am acolo spațiu, știi, suficient ca să înțeleg, măi, trebuie să sune, cum... Deci studiez acum și îmi doresc foarte mult în timpul apropiat să înregistrez ceva.
Da, sunt multe alte proiecte. Acum eu zic, știi, și-am respirat. Da. Ok, proiectul ăsta a luat sfârșit. Mulțumim, foarte frumos. Mă bucur, deci e enorm, îmi place ceea ce am făcut. Cu frații Advahov. Da. Să menționăm acest exact, lucru. Da. Te-am mai și întrebat data trecută când ne-am întâlnit, Violeta, mi-aduc aminte, te-am întrebat cum a fost să lucrezi cu orchestra fraților Advahov, orchestră mare, recunoscută pe plan, putem să zicem, internațional. Da, da. Care a fost partea cea mai preferată, partea ta preferată din munca alături de frații Advahov? Mi-a plăcut poate cea mai mult când deja am văzut orchestra înregistrată. Mie îmi plăcea foarte mult să ascult instrumentele. Deci nu eram atât de curioasă pentru vocea mea, cât să ascult, vai, de acolo țambalul ce a făcut, de acolo ce frumoasă returnelă a cântat. După cum ai observat, deci piesa Satul meu dulce comoară, text scris de mama, Elena Grecu, melodia compozitorul Timofei Tregubencu, da, pe care îi mulțumesc pentru că e un om deosebit și a mai scris alte piese pentru mine. Aici chiar și introducerea și partea instrumentală, așa, am cântat-o cu Cobza, un lucru mai neobișnuit, pentru că toți noi până acum, că așa a fost, doar suntem obișnuiți, deci vioara, naiul cântă, dar Cobza niciodată nu a fost și am spus, chiar dacă e un proiect clasic, trebuie să mai pun ceva, nu există altcumva și am introdus Cobza. Așa. Nu pot să nu te întreb despre băieții tăi. Pentru că, așa cum spuneam, s-a schimbat viața în ultima perioadă, viața ta, Violeta. Da. Cum ești? În ce perioadă sunteți, apropo? Sunteți încă în perioada în care puteți să mergeți cu toții și cu cel mic, să luați cu voi, să vă însoțească? Pentru că el e încă cu mincior, în sensul în care, așa îmi imaginez, nu trebuie încă să alergi după el la fiecare pas. Nu, da, acum am primit un anișor. Așa. E un copil cu minte. E o perioadă în care noi, deja un anișor, am savurat din maternitate, am savurat din acest și bine și rău, na, și nopți nedormite, dar și multă satisfacție. Acum e mult mai bine, a crescut, zâmbește. E un copil solar, e un copil bun, e un copil dulce. Toți cei care l-au cunoscut sau care îl iau odată în brațe, după aia mă sună, dar cum stă? Adică trebuie să vorbim de lucruri de ale mele. Nu, dar ce face Iustin? Dar cum stă cel mic? Dar cum? Toți se îndrăgostesc de el. Încă nu fuge. Asta mai așteptăm zic, un pic. Abia deschide, e curios prin casă. Are un premergător și așa. Deja e faza de... De descoperire a lumii în piciorușe. Da. Violeta, dar ești o mămică care își face griji, de exemplu, dacă îl ia altcineva în brațe sau îl pupă sau îl, nu știu, ești genul acela de mămică care vrea să-și țină puiul mereu alături și nimeni să nu... Să nu-l atingă sau să... Nu. Sunt genul care îl lasă, chiar dacă suntem în perioada în care trăim acum, dar oricum, eu îl las și eu cred că se simte lucrul ăsta, că el e foarte liber, el e foarte sociabil, el merge în brațe la oricine, nu are nicio problemă, se joacă. Da, azi tot am fost... Deci o doamnă l-a luat în brațe, o foarte bună prietenă de-a noastră, l-a luat în brațe și el a și pus căpșorul acolo, n-avea nicio treabă. Am zis, nu... Da, eu îl las. Eu cred că el trebuie să exploreze lumea. Eu cred că el trebuie să fie un copil curios, activ, prezent și să nu aibă teama asta. Așa, de oameni. De oameni, da. Da, să fie deschis, să fie curajos, pentru că totodată asta e un act de curaj, de a putea dialoga, socializa, împrieteni cu oamenii. Cu siguranță. Și până la urmă, așa se spune, creștem copiii nu pentru noi, dar pentru lume. Se va duce în lume la un moment dat. Violeta, mulțumim tare mult pentru prezență și pentru că ești receptivă și foarte deschisă și sinceră. Și uite că tot timpul nu eziți să ne povestești lucruri atât din viața ta profesională, dar și din viața ta personală. Da, eu vă mulțumesc. Da.
Și eu cu mare drag. Și eu cu mare drag am revenit la voi și vă mulțumesc pentru invitație. Și voi mai reveni, sper, cu altceva, cu pian, cu... Așteptăm cu mare plăcere. Acum o să urmărim acele imagini pe care le-ați filmat, pe care le-ai imprimat alături de Orchestra Fraților Advahov, pentru piesa Cine-i supărat pe lume. Și, așa cum spuneam, te mai așteptăm la noi. Mulțumesc! Încheiem așadar această ediție, stimați telespectatori, cu muzică frumoasă, muzică bună. Vă dorim o seară liniștită și nu uitați că vă dăm întâlnire mâine de la aceeași oră. Numai bine vă dorim! Cine-i supărat pe lume, nu știe de zile bune. Că-n loc să se veselească, mai mult o să tânguiască. Câte lume înstrăinată, și de mamă și de tată. Plânge să mai vin odată la căsuța perintească. Supărarea vine, trece, omul cu lumea petrece. Că așa trăiește omul, ca și frunzele cu pomul. Lume, m-aș muta din tine, dar nu știu unde-i mai bine. Tu-mi viață ne dai de toate și ne faci la toți treptate. Că tot omul cât trăiește, după lume tot tânjește. Lumea-i soră cu frăția, ce ne aduce bucuria. Supărarea vine, trece, omul cu lumea petrece. Așa trăiește omul, ca și frunzele cu De când lumea și pământul, omul viață nu-i ca sfântul. Că el de-aia și greșește și pe urmă pătimește. Floarea tot se ofilește, numai lumea nu sfârșește. Lumea bună